este despre divertisment, căpetenia demonică a divertismentului. Îngenunchierea căpeteniei demonice a divertismentului. Și poate vei spune, Tony, hai, lasă-ne, Tony, cum tot divertismentul e rău, entertainment, cum spun americanii. Și are un cântăreț, cred că Robbie Williams, are o piesă, "We love to entertain you", și o cântă așa zbuciumat, "We love to entertain you". Și haideți să vedem un pic, cel mai înțelept om, cel mai mare om care a existat vreodată pe pământ, Solomon, cel mai înțelept, bineînțeles, în afară de Domnul Iisus Hristos, care era și Dumnezeu și om în același timp, 100% om, 100% Dumnezeu, însă un om căruia Dumnezeu i-a dat foarte multă slavă, un om cum n-a mai existat între împărați pe pământ, chiar dacă n-a condus un imperiu atât de mare, deși și imperiul lui Solomon era destul de bun, cucerise tot ce se putea cuceri în Palestina, ajunsese la graniță cu Egiptul, ajunsese la graniță cu alte imperii, însă tot ce pe perioada domniei lui Solomon, imperiul davidic a fost cel mai numeros, da? Cel mai larg. Ce se afla la curtea acestui om întrece orice imaginație? Și fiți atenți, omul acesta face un experiment. Cine a citit Eclesiastul? Mâna sus. Ok. Cine n-a citit Eclesiastul? Ok. Vă încurajez, citiți Eclesiastul, nu e nicio rușine, e o carte superbă și e un experiment acolo. Poate nu ați citit niciodată Eclesiastul în maniera asta, dar Solomon spune așa: mi-am pus în plan să încerc toate lucrurile, și bune și rele, toate lucrurile să le încerc și să văd care-i rostul omului pe pământ. Zice, am avut femei, și da, Solomon a avut vreo 1000 de femei. Încurajez asta. A făcut multe lucruri, multe lucruri, și a tras o concluzie. La sfârșitul predicii vom vedea concluzia. Dar haideți să vedem ce a zis omul ăsta despre entertainment. Eclesiastul 2, versetele 1 și 2. Eclesiastul 2, versetele 1 și 2. Zice, am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Ai fost vreodată trist la un mare chef, mare baieram în lume și ai stat așa cu sticlele de alcool în față și te-ai uitat așa la bărbată tu cum încingea parchetul făcând nu știu ce dans românesc tradițional deșanțat. Și n-ai simțit, n-ai avut nicio bucurie, nicio zvâcnire și te-ai gândit, bă, asta e viața? Ți s-a întâmplat? Da sau nu? Uite, ridică mâna o mulțime. Ți-ai tot în jur, ți-ai... Nu știu, femei, să ai bani, să ai faimă, să ai râset, să... Da, inima ta să fie tristă. Asta i s-a întâmplat lui Solomon. Eu v-am spus că am cumpărat de la chioșcuri și acum citesc Povedania de Lev Tolstoi și spunea omul ăsta, am ajuns la 50 de ani, eram incredibil de bogat, eram incredibil de faimos, eram un om foarte respectat în societate, eram un scriitor foarte renumit, eram un om în fața căruia se înclinau până și țarii, se înclinau oamenii mari ai lumii acestea, am călătorit în toată lumea, aveam absolut tot ce-mi trebuia, tot ce-mi trebuia. Și îmi spune, când mă duceam la culcare, mă asiguram că în camera mea nu e niciun pistol sau vreo sfoară. Voi vă dați seama. Mă asiguram de frică, de spaimă să nu-mi iau viața, scoteam din camera în care dormeam revolverul și sforile și curelele, ca în pușcărie, știi? Că în pușcărie n-ai voie nici șireturi să ai, să nu faci ceva. Lați seama, omul ăsta care deținea și spune, eram acolo înconjurat de faimă, eram înconjurat de toate bogățiile și tot ce puteam să-mi doresc în lumea asta, eu aveam. Și cu toate astea eram nefericit. Ajunsesem, zice omul ăsta, ajunsesem la o statură fizică în care munceam 8 ore fără să obosesc, intens. Ajunsesem la o înțelepciune încât depuneam muncă intelectuală 8 ore, stăteam la birou să scriu cărți 8 ore și nu oboseam, nu clinteam, nu mă ridicam de acolo, dar eram trist, deși eram in a good shape, cum zic americanii. Știți de ce? Pentru că în sine, entertainingul, sau cum se zice în engleză, da? Divertismentul nu e un scop. Nu e un scop. Într-adevăr, în limitele lui e ceva dat de Dumnezeu. Și continui ce zice aici Solomon, versetul 2.
am zis râsului, ești o nebunie. Mă, cât să râzi? Cât să râzi? Ok, râzi și eu râd. Câteodată așa, din senin, mă întreabă neva, ce ai, mă? Vi se întâmplă? Ok. Din senin așa te apucă. Dar cât să râzi? Zice, am zis râsului, ești o nebunie. Uite-te la televiziunea asta, e-umor, da, din România. Uite-te la toate secvențele alea lor, să vezi la sfârșit cât de gol te simți, cât de neîmplinit te simți, să vezi că nu ți-au dispărut, poate te uiți în depresie și să vezi că nu ți-a dispărut depresia, te uiți și ai frică și îți dai seama că n-a dispărut frica, deși ai râs de unul singur cu un telefon în brațe, 3 ore ai râs și nu se întâmplă nimic la sfârșit. Pentru că în sine râsul poate că face bine, dar nu are un scop în sine. Ok, hai să vedem. Biblia nu condamnă bucuria de a trăi, oameni buni, ci dă-te rog frumos la Eclesiastul 5 cu 8. Nu condamnă în sine bucuria de a trăi, dar când îți pui în plan doar asta să faci, cred că nu e ăsta versetul, mi-am dat seama că apare o liniuță aici în loc de înainte de 8. Nu știu dacă este 18, hai să deschid și eu Eclesiastul 5, să vedem că Biblia și Solomon chiar încurajează trăitul frumos și curat și înțelept. 5 cu 18, da, el e. Iată ce am văzut, este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea. Nu... să se îmbete. Și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Biblia spune, e ok să râzi, e ok să mănânci, e ok să bei, e ok să te desfeți cu lucrurile lumii, e ok să te duci la munte, e ok să te duci să te scalzi în mare, este ok, bucură-te de viață, în alt loc zice bucură-te de nevasta tinereții tale, bucură-te cu soția ta, bucură-te cu soțul tău, bucură-te cu copiii tăi, este indicat să faci asta, dar nu uita, nu uita, că nu e un scop în sine, nu e așa? Și mai ales, stăteam aseară și meditam, fiți atenți, Și noi pocăiții alegem foarte prost momentele astea în care să ne bucurăm. Pământește vorbesc. Când Moise era pe munte și era un moment foarte sacru, era un moment de post, era un moment foarte sumbru, foarte important, foarte, foarte important pentru poporul evreu. Moise era de pat, să zicem, nu chiar, nu se terminase cele 40 de zile. Moise stătea în prezența lui Dumnezeu de câteva zeci de zile, 10, 20, 30 de zile. Poate că era pe finalul celor 40 de zile. Și poporul trebuia să stea și el în prezența lui Dumnezeu acolo, să se roage, să-l aștepte pe Moise, să se pregătească să primească mesajul pe care Dumnezeu îl transmitea acolo pe munte lui Moise. Dar știți care este problema? Timingul. Când poporul, când Dumnezeu îi ceruse poporului un moment de reverență și Moise era pe munte, știți de ce avea chef poporul? De ce avea chef poporul? Ta-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra-ra. Avea chef de dans, avea chef de bairam, avea chef de... Mă, nu-i momentul, mă! Nu-i momentul duminică dimineață, în fiecare duminică dimineață, tu să te duci la munte, tu să te duci la mare, tu să te duci la grătar. Nu-i momentul, nu-i momentul. E un moment în săptămână când Dumnezeu îți cere părtășie cu El și să-i dedici timp. Amin? Dacă tu niciodată nu te potrivești cu Dumnezeu, dacă tu niciodată nu te potrivești cu timpul lui Dumnezeu, nu te potrivești niciodată cu timpul bisericii tale, tu marți vrei la film, tu miercuri vrei la karting, tu vineri la noapte de veche, te-a chemat nu știu cine că e ziua nu știu cui și mamă ce grătar face și ai obligații, tu duminică ai chef de mare, tu duminică ai chef de munte, dar mereu, mă nene, mereu, mereu. Și Dumnezeu îi zice lui Moise, Moise, dă-te jos de pe munte. De ce? Poporul are chef de distracție. Și și-au făcut un Dumnezeu ca să le aprobe distracția când Dumnezeu cere reverență, când Dumnezeu cere închinare, când Dumnezeu cere să fii la biserică, când Dumnezeu cere să fii cu sfinții în părtășie, când Dumnezeu cere să stai în cuvânt, tu-ți faci un Dumnezeu care să nu-ți zică nimic.
că n-ai citit o săptămână din Biblie. Să nu zică nimic că nu te-ai rugat o săptămână întreagă. Să nu zică nimic că tu o săptămână n-ai călcat pe la biserică. Să nu zică nimic că n-ai mai postit de 2 ani de zile. Să nu zică nimic. Și și-au făcut un vițel și au zis, ce cu Dumnezeu ăsta, mă, care ne tot te plimbă pe munți, ne dă legi? Păi noi de legi avem nevoie, noi de sfințenii avem nevoie, noi de cele 10 porunci avem nevoie, Domnule. Nu ne trebuie porunci, mă! Și ce 10 cele porunci? Sunt legi de conduită morală, fără de care o societate e blestemată, e nenorocită. Când Dumnezeu își cere timp de părtășie și tu ai chef de distracție, este un păcat, nu e așa? Da sau nu? Spuneți da. Dacă nu forțați de mine. Spuneți da dacă sunteți de acord cu mine. Cine nu e de acord cu mine? Să ridice mâna. Oamenii de ordine, vă rog frumos. Glumesc. Asta mi-a vorbit Dumnezeu aseară. Stăteam în pat și m-am culcat târziu, m-am culcat pe la 1 noaptea, încă meditând la predică, încă răsfoind Scriptura și căutând. Și când m-am pus în pat și parcă eram dezamăgit, că simțeam că mesajul meu nu-i complet, Duhul lui Dumnezeu vine aici și îmi spune, Tony, hai să zic eu ceva pentru predica de mâine, că văd că ești nemulțumit. Asta am simțit, că Duhul Sfânt m-a ajutat. Când aproape eram, moțăiam, așa îmi zice Duhul Sfânt, știi ce nu mi-a plăcut la poporul evreu? Când eu i-am chemat la părtășie, ei au avut chef de distracție. Și când a fost vremea să se bucure, ei au avut chef de părtășie. Era prea târziu. Oameni buni, nu uitați, când Dumnezeu ne cheamă în părtășie, răspunde. Amin? Și Dumnezeu îți va da toată energia necesară să te simți și bine. Pentru că n-ai văzut că dacă îl refuzi și îl respingi pe Dumnezeu și nu vii la casa lui Dumnezeu, te duci la munte și te întorci de acolo, parcă n-ai fost. Te duci la mare și te întorci de acolo, de parcă n-ai fost. Obosit, frustrat că a cheltuit nevastă ta prea mult, nu? Da. O doamnă. Ok. Hai să vedem. Satana vrea să fie stăpânul simțurilor tale, poate ați realizat asta. Omul e alcătuit din 3 mari părți. Prima este trupul. Și trupul, câte simțuri are trupul? Cine știe? 5, ridică cineva, da? Toate 5 degetele. Văz, vrea Satana văzul tău, lăudăroșia, să vezi, să te hrănești cu lucruri murdare. Vrea auzul tău, bârfă, muzică stricată, cuvinte porcoase, vulgare. Vrea simțurile, da? Tactil. Vrea să te bucuri de senzații care nu sunt la locul lor. Vrea gustul să ți-l stăpânească, adică îmbuibarea cu mâncare. Mirosul chiar, da? Tutun, fumează cineva și tu fumezi. Simți fum de țigară și zici, mamă, ce aș trage și eu țigară. Și Satana vrea și totul vrea să stăpânească la tine. Apoi coborâm în suflet. Sufletul are așa gând, sentimente și voință. Trupul are 5, sufletul are 3 și duhul e unul singur. Omul e alcătuit din trup, suflet și duh. Repet, trupul are 5 componente, sufletul are 3 componente și duhul e unul singur și vom vedea care e faza cu duhul. Sufletul are așa, gând, sentimente și ce mai are sufletul? Zice stare. Voință! Voi vă dați seama că Satana asta vânează în definitiv. Ne vrea gândul, ne vrea sentimentele și ne vrea, cel mai important, voința. Oameni care nu mai sunt stăpânii lor, oameni care nu mai vor ei sau nu mai își controlează dorința și voința, ci Satana poate să controleze Satana creierul ăsta care este format 80% din, sau mai bine de 80% din grăsime. Știți că al vostru creier este făcut 80% din grăsime, dar o masă plină de grăsime și se hrănește cel mai mult cu glucoză, cu zahăr, interesant, nu cu grăsime, cu grăsimea se hrănește altcineva, pe aici așa, pe aici la noi, la unii pe aici, părțile astea. Voi vă dați seama că Satana poate să controleze masa asta, să o spun așa, gelatinoasă numită creier și poate să dețină robineții, cum am mai spus în altă predică. Și în ultimul rând, Duhul. Duhul este centrul credinței.
Ce vreau să realizez, omule scump și drag, este că tu nu poți să-ți inactivezi Duhul. Niciodată. Ce înseamnă Duhul? Duhul este locul acela unde se întâlnește reverența față de lumea spirituală. Tu n-ai cum să-ți inactivezi Duhul. Voi ați observat că oamenii care nu cred în Dumnezeu trebuie să creadă în ceva și să se închine la ceva? Cine a realizat asta? De-aia oamenii nu rămân atei. E cea mai mare prostie asta cu ateismul. Dom'le, noi nu credem în nimic. Nu există. Vei crede și vei ajunge. Dacă scoți creștinismul, vei vedea că vin tot felul de credințe nebune, demonice, drăcești, închinare. V-am spus când m-am dus să văd, să vizitez și eu niște case. Voiam într-un timp să-mi cumpăr o casă și mă duc aici pe la Băneasa, la cineva și așa m-am amuzat. Nu pot să uit toată viața povestea asta. Și mi s-a părut foarte ciudată, dar fiți atenți, în casa am simțit că noi copiii lui Dumnezeu simțim lucrurile, nu-i așa? Cine le simte? N-ai cum, e senzor, ți-l activa Duhul lui Dumnezeu. Simți când într-un om e păcat, simți când un om nu trăiește cu Dumnezeu, simți când într-o casă e păcat, simți când într-o biserică e nelegiuire și oamenii nu vor să scape de a simți tot. Eu simt, vii la mine și te simt, te miros. N-ai cum să scapi, că e Duhul lui Dumnezeu în mine. Amin? Dar nu trebuie să te sperii de mine, că e ok, nu mușc. Nu de-aia mi-a dat Duhul Sfânt simțuri. Să mă rog pentru tine să te ajut. Amin? Și intru în casa și simt ceva ciudat. Bă, numai pietre, cristalul cu tare, o bucată mare de marmură pe un perete, dar era așa ciudată marmura aia. Zic, bă, ce prost și-a făcut designul. Ce designer o fi făcut aici toată mizeria asta? Și îmi zice femeia, vezi, domnul, covorul ăsta roșu? Zic, da, acest covor roșu îndepărtează astral tot răul din casă. Ați găsit? Nu există, toate drogurile sunt rele, toate drogurile. Că e marihuana mai soft așa, sau că e heroina, sau că e cocaina, drogurile-s rele, drogurile-s de la satana. Adică sunt o armă cu care satana pune stăpânire pe tine, da? Repet, alcoolul, tutunul, drogurile. Astea sunt lucruri rele de care noi trebuie să sunt curvia, da? Nu poți să justifici. Unii se distrează curvind, da? Cu câte o femeie. Este ceva rău, păcătos. N-ai cum să sfințești curvia, niciodată. N-ai cum să o justifici. N-ai cum să o scuzi. Tu dacă ai curvit sau prea curvit, întotdeauna alea sunt păcate și un mod de distracție demonic. Ok, un alt mod de divertisment greșit este prin asociere. Lucrurile cum ar fi muzica. Muzica e o formă de divertisment, da sau nu? Este. Dar dacă o asociezi cu ce? Muzica, vorba ta, dacă te îmbeți, orice muzică e nașpa, rea. Nu, dacă, de exemplu, dacă îți cântă o piesă Tony și îți cântă o piesă, cine? Marilyn Manson, da? Vedeți, prin asociere, cu ce ai asociat-o, cu cine și cu ce versuri. Dacă îți cânt eu, sfânt ești, sfânt ești, și altul vine... dușmanii în poartă pică, că n-au valoarea mea. Da? Aia este o muzică spurcată prin asociere. Cu femei, cu mașini, cu lăudăroșia vieții, cu răzbunare pe toți dușmanii, să moară, să facă. Asta este ceva prin asociere greșit. Okay? Și trei, atenție, acum Facebook și TikTok. Prin întrebuințare. Deci am zis așa, intrinsec rău, divertisment intrinsec rău. Doi, prin asociere, muzica dacă o asociezi cu cuvinte vulgare e stricată, orice e stricată. Da? Arta, dacă pictezi un tablou frumos cu un peisaj și, sau pictezi o femeie goală și ți-o pui în casă să o vadă tot străinul care intră, e o spurcăciune? Este, nu? Arta nu e rea în sine, pictura nu e rea în sine, nici muzica nu e rea în sine, da? Nici internetul nu e rău în sine, nici cuțitul nu e rău. E rău cuțitul? Dar dacă îl înjunghi pe unul e rău? Tu ești rău, nu cuțitul. Vedeți? Asta e prin întrebuințare, punctul 3. Facebook-ul nu e rău, nici Instagram-ul. Poți să-ți faci pagină de Facebook pentru Biserica Profides
și faci live-uri și acum se uită peste, aproape 200 de oameni se uită la noi, din toată lumea și se vor uita alte mii după ce se încheie slujba. Dar dacă eu stau, dacă eu aseară, oameni buni, în loc să-mi fac predica, aș fi stat pe Facebook și n-aveam nimic pregătit aici, eram un păcătos, da sau nu? Dacă eu veneam cu un cuvânt sec, un cuvânt nepregătit, se observă că e pregătit, nu? Da sau nu? De ce? Slavă Domnului, aleluia, amin. De ce? Pentru că aseară am avut de ales între Facebook și Instagram și să stau 4 ore în Scriptură și să meditez la Cuvântul lui Dumnezeu ca să vă vorbesc astăzi lucruri sănătoase pentru mințile voastre. Prin întrebuințare lucrurile pot fi greșite. Facebook-ul și vom vedea PS4, multe altele. Hai să vedem acum exploatarea demonică a plăcerilor. Practic, până acum a fost introducerea. Acum intrăm în corpul mesajului. Cineva care notează își dă seama deja de cum stau lucrurile. Văd oameni care notează și mulți de pe internet notează. Până acum a fost introducerea. Intrăm în corpul mesajului și hai să vedem. Exploatarea demonică a plăcerilor produse chimic. Plăceri produse chimic. Farmacheia. Știți că pentru droguri în Biblie avem cuvântul farmacheia, de unde avem și farmece și unde avem și farmacie, farmacheia, e cuvânt pentru droguri. Voi știți că oameni, și drogul era ultimul punct, dar voi știți că sunt oameni care consumă droguri și majoritatea au viziuni demonice, știți asta? De ce când consum droguri nu-ți apare Sfântul Mihail? Sau Gavril și zice ca la Fecioara Maria, știi? Și să zică, te-am ales, o să faci... Nu, prin droguri oamenii ajung în contact și știți că sunt secte, astea sunt secte, da? Sunt secte, sunt tot felul de grupări religioase și a fost una prinsă de curând și destructurată de guvern. Chiar un politician lua taxă de 1000 de euro... la orice participant, îi dădea un drog și drogul ăla îl aducea într-o transă și intra într-o lume demonică. Alcoolul te face să vezi draci. De ce nu vezi îngeri? Pentru că e ceva rău și intri sub autoritatea stăpânului întunericului. Da? De ce nu vezi îngeri când, nu știu, tragi fumurile alea? Da? Îi dai autoritate celui rău. Și cuvântul lui Dumnezeu spune 1 Corinteni 3, 16, 17. Fiți atenți, versetele astea sunt foarte importante. 1 Corinteni 3, 16, 17. Să vedeți ce clar este cuvântul lui Dumnezeu și cât de apăsat este cuvântul lui Dumnezeu. Ai dat, da? Ăsta e. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, fiți atenți, este vorba despre trup. Zice, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, adică, omule, ți s-a dat tabletă de la școală. Eu am vrut tablete pentru amândoi copiii mei. Că domnule, se dă la toată clasa. Zic, bine, domnule, treceți-mă și pe mine acolo. După aia îmi zice, dar vedeți că tableta trebuie dată înapoi la sfârșitul anului. Zic, nu mai vreau, mulțumesc, să rămână. Nu mai îmi trebuie. E o responsabilitate, nu-i așa? Am fost la cineva în Calafat, lângă Calafat, într-un sătuc, un tată singur, abandonat de nevastă, 3 copii acasă și intru în casă la el și zic, prezintă-mi și mie casa ta, te rog frumos, vreau să dau și o binecuvântare aici, m-a rugat pentru el, îmi prezintă sufrageria și când dau să intru în dormitor, era încuiată ușa. Și zice, țin încuiată ușa asta. Zic, da, de ce? Zice, am tabletele de la școală și mi-e frică că intră copiii ziua să se joace pe ele și le sparg și la sfârșit cu ce le plătesc, domnul Tony? N-am cu ce să le plătesc. E o responsabilitate. De ce nu ne purtăm așa cu trupurile noastre? Tu îți dai seama că ai primit un trup care este proprietatea lui Dumnezeu și că tu l-ai în administrare și că tu trebuie să-l păstrezi cât se poate de sănătos și cât stă în putința ta să-l păstrezi sănătos, știi asta? Știi că unul dintre drogurile lumii de astăzi este drogul alb care se găsește peste tot și știți care e ăla? Zahărul!
Drogul alb. Am citit și am o carte în ghiozdan, am cumpărat-o de la chioșcurile de ziare. M-am înfiorat. Câte boli! Voi vă dați seama că noi tot ce consumăm, consumăm cu zahăr, drogul alb. Știți că bol de inimă, diabet, depresii, deci dezechilibru chimic, depresii. Frate Tony, am depresie. Nici nu ne dăm seama că unele depresii sunt cauzate de consumul excesiv de zahăr. Pentru că îți dezechilibrează creierul. Pentru că când îi dai creierului peste norma și nu doar o zi, două, trei, zece, văd pe unii își pun în cafea trei plicuri de zahăr. Dacă ai băut o sticluță de cola, tu ai băut deja 10 pliculețe de zahăr. Voi vă dați seama. Și nu simți pentru că e acid. Dacă ai mâncat... Mâncam de la chinez, din mall. Fiți atenți aici, fază tare. Mănânc de la chinez, din mall. Mă, după ce mâncam, mă lua o stare nasoală rău de tot și simțeam o amorțeală în brațe. Mănânc odată, zic, bă, o fi fost stricată, slavă Domnului că n-a murit. Zic, înseamnă că Domnul are un plan cu mine. Dacă n-a murit... Mai mănânc odată, zic, bă, poate au băgat ăștia mâncare bună, hai să mai mănânc odată. Mă risc, mai mănânc odată. La fel, o amorțeală în brațe, o amețeală, o stare de somnolență, o întreg pe soția mea. Măi, Gabriela, dar de ce mă simt așa? Și îmi zice, știi de ce? Chinezii folosesc tone de zahăr în mâncare. Toate sosurile alea, Chinese, cu soia, cu nebunii, cu... Toate sunt pline de zahăr. Tu când ai mâncat o masă, tu de fapt ai luat 7 deserturi de la chinezi. Și se duce Gabi, ne ducem la restaurantul ăla chinezesc și zice, eu nu vreau zahăr, îmi iau o supă. Fiți atenți aici, supă. Întreabă Gabriela, puneți zahăr în supă? Chinezul. Da. Bă, în supă! Bă, vreau ceva fără zahăr de la voi, un borș de ăla moldovenesc, să fie acru cu... ce se ia cu ardei iute? Mă, și în supă băgați, mă, zahăr. Normal că te ia glicemia și simți amorțeală în brațe și când pleci de acolo ești dezechilibrat, nici nu mai vezi bine. Drogul alb e zahărul. Și vom vedea și vom vorbi și despre... Vedeți? Cine pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa sunteți și voi. Oameni buni, avem o responsabilitate pe care o ignorăm de multe ori. Să ne păstrăm sănătoși. Amin? Avem o responsabilitate. Cât stăm putință să ne ferim de rău. Dacă știi că zahărul în exces îți face rău, nu mânca 7 deserturi, nu mânca 7 felii de tort. Hai să vedem despre mâncare. Eclesiastul 5 cu 12. Dă-te rog frumos, Andrei. Eclesiastul 5 cu 12. Știți cine e bogat? Un om bogat nu este un om care are 1 miliard de euro sau 1 milion de euro. Un om bogat este un om care poate să mănânce mai mult decât îi permite corpul să mănânce. M-auziți? Un om bogat este un om care poate să mănânce mai mult decât îți permite corpul tău să bagi. Avem așa sau nu? Mâna sus, cine are? Mâna sus. Asta este un... Hai, mă, nene. Am 2 bogați în biserică? Ok, doar 2. Restul mai împart eu cu voi. Mai am niște salam prin frigider. N-am ca să-l mănânc. Ok, Benny, să vii la mine. A ridicat mâna, îl vrea Benny. Ok, fiți atenți, dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Mă, când muncești și arzi, asta e ideea, nu? Și arzi calorii. Zice, dar pe cel bogat, sedentarismul, bogații erau asociați cu sedentarismul, sedentarismul plus îmbuibarea, nenorocire. Nenorocire. Zice, dar pe cel bogat nu lasă îmbuibarea să doarmă. Dumnezeu să ne ferească de îmbuibare. Este îmbuibarea un păcat, da sau nu? Mâna sus. Este, oameni buni. Este un păcat care cauzează boală în trupurile noastre și trebuie să fim atenți la ce mâncăm, la ce consumăm și la ce băgăm în noi. Ok, știm ce fac țigările. Sunt oameni, chiar, poate chiar și în sală aici, care fumează. Prin fumat mi s-a demonstrat de sute de ori că dăm autoritate satanei asupra gurii și asupra trupurilor noastre. Sunteți de acord cu mine, da sau nu?
Și v-am, două cazuri vreau să vă dau. Eram cu o tânără într-o biserică, a venit la mine la sfârșit și eu știam că fumează tânăra asta. Și a venit la mine să mă rog pentru o boală de ei și îmi zice, mă simt foarte rău, dar îi zic, Duhul lui Dumnezeu îmi dă curaj și zic, dar știu că tu fumezi. Și zice, da. Și zic, știi că prin fumat îi dai autoritate satanei asupra trupului tău? Zici, mi-a râs, a râs. Nu credea că e atât de grav fumat. Zic, zic, lasă-mă să mă rog pentru tine să mustru acest viciu de tutun din trupul tău. Oameni buni, a avut loc acolo o exorcizare în adevăratul sens al cuvântului. Când mi-am pus mâna pe capul ei și a început să mustru și am zis, în numele lui Iisus Hristos, viciu de distrugere, de ucidere, pe nume tutun, ieși afară din corpul acestei femei, a căzut la genunchi, în genunchi, a început să țipe, scotea un sunet sfâșietor și am văzut pe spatele ei, pe plămânii ei, într-o viziune, ca o frunză de tutun care îi acoperea, un drac în formă de frunză de tutun, care îi vâna sănătatea, plămânii, organismul. Și am văzut cum a început să se scurgă ceva negru, în viziune vedeam asta, din femeia respectivă. Când m-am ridicat, când s-a ridicat din genunchi la sfârșitul rugăciunii, am întrebat-o, ce părere ai despre tutun? Și îmi zice, e un drac în spatele tutunului. E un drac. Cine mai poate să confirme asta? Dumnezeu să o binecuvinteze. Pe cât ți-ai eliberat Dumnezeu? Dumnezeu să o binecuvinteze. Oameni buni, e un drac. Și dacă nu mă credeți, încă un caz, era un tânăr care voia să dea îndemn aici în față. L-am botezat, era foarte râvnos, foarte plin de râvnă. Toni, vreau și eu să dau îndemnuri în fața bisericii, bagă-mă și pe mine, îmi place să vorbesc. Zic, da, hai că vedem, te mai las să crești spiritual. Zic, a, da, da, nu știu ce. Și la un moment, se neca la telefon. Zic, Bă, l-am strigat pe nume. Bă, ești ok? Hei, se neca. Dintr-o dată, o spaimă ce m-a apucase pe mine, am simțit ceva în jurul meu, în timp ce vorbeam, am simțit că e un atac demonic. Prin telefon am simțit că e un atac demonic. El, ce făcea? Fuma pe ascuns. De el voia să dea îndemnuri în față. Și Satan avea autoritate asupra lui. Zice, ce vrei mă tu, îndemnuri? Ți-arăt eu al cui e gâtul tău. Îți arăt eu a cui e gura ta. Tu vrei să dai îndemnuri, ai chef de îndemnuri. Îl întreb, mă, ce a fost cu tine? Știți ce mi-a zis la sfârșit? Fumez. Fumez. El mi-a zis, nu eu. Duhul lui Dumnezeu l-a și înștiințat de ce îl strângea de gât dracul respectiv. Pentru că nu ne putem juca oameni buni, nu-i așa? Nu avem voie să dăm autoritate satanei asupra trupurilor și minților noastre prin niciun viciu. Amin? Haleluia, Dumnezeu să ne ajute. Ok, alcoolul, Proverbe 23, 29, 35. Era un tânăr pe care, dintr-o trupă foarte cunoscută, o să-l vedeți la Biserica Profides, după aia citim textul ăsta, să vedeți ce mi s-a întâmplat. Dintr-o trupă care, a cărei solist s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, dar ei au continuat, știți chestia asta, când unii nu se întorc direct, da? Unii au impresia că mai trebuie să stea, să mai facă niște bani, să mai cânte niște cluburi, mai adună, mai au și de prin biserici, suntem în clubul X, mai se duc pocăiții ca oaia la tăiere crezând că cântă ăla de s-a pocăit în club bambu și se duc pocăiții noștri în club bambu unde dansează nu știu cine pe scenă și zic da, stai mă, nu e pocăit ăla, cum dansează? Eu n-am vrut să cânt la zilele orașului Tecuci acum vreo 10 ani de zile în urmă sau mai bine 12-13 ani de zile în urmă am fost sunat de primăria din Tecuci, nu știu cum ne-au găsit pe net, ne place foarte mult trupa voastră și super că vă place, vrem să cântați la zilele orașului. Voia să-mi dea acum 15 ani de zile, imaginați-vă, acum 15 ani de zile, aproximativ, poftim? Da, foarte mulți bani, peste, numai avansul era 6.000 de lei. Păi noi 6.000 de lei, nu făcusem neam cu trupa. Zic, 6.000 de lei vă trimitem avansul chiar acum. Puteam să zic, da, vă rugăm, că le-am zis așa, noi vrem să cântăm repertoriul nostru. Știți repertoriul nostru? Da, l-am auzit pe internet. Zic, deci putem repertoriul nostru, da. Dar Duhul lui Dumnezeu îmi zice, mai cere detalii. Zic eu, mai vrem detalii, ce se întâmplă? Păi sponsorul e Bergambir. Ah, ok.
semn întrebări. Ce mai se întâmplă acolo? Din partea casei angajate de noi aveți niște dansatoare. Zic, mamă, ce tare! N-am mai cântat niciodată cu dansatoare. Noi la biserică n-avem. Ce experiență super! Și la zilele tecuciului trebuiau să curgă munți de bere și să danseze cu mine și eu să cânt. Ava, Naghilava, e putere în numele lui. Cum se dansează pe piesa asta? Apa e schimbat-o în vin, exact. Trebuia să cântăm acolo. Și am zis nu. Deci oamenii m-au sunat de vreo 3-4 ori. Sigur nu vrei? Zic, nu, domnule, nu. Sigur nu vrei? Nu, domnule, nu. Mai m-a sunat după aia un impresar de la Antene, de la trustul ăsta, Antene, da? Și îmi zice, vrem să-ți dăm o cântare pe săptămână în valoare de nu știu câte sute de euro de fiecare om și trebuie să cântați în clubul ăla. Zic, nu, domnule, nu-mi trebuie, eu așa ceva nu fac, eu cânt doar lui Dumnezeu. Bine, domnule, m-a făcut ăla, m-a fi făcut nebun și asta a fost. Și îmi povestea un tânăr din ăsta care a crezut că s-a pocăit, dar care rămăsese dependent de alcool. Rămăsese, ți s-a întâmplat și ție poate așa după o vreme de la pocăință să rămâi, da? Nu, a? Câțiva, ok, avem câțiva aici. Și tânărul ăsta încă era legat de alcool, viața lui era, îmi spune, m-am întâlnit cu el să-mi dea niște ajutoare pentru satele pe unde mergem, niște haine, niște pungi de haine, începuse să plouă afară și nu mai pleca tipul, era entuziasmat și îmi spune, Tony, îmi spune un lucru, Tony, n-am crezut așa ceva, zic, ce? Eu am fost legat de un drag de alcoolism. Zic, bă, dar tu te-ai pocăit acum vreo 7 ani. Da, mă, da, dar eu eram robit de satana. Eu nu puteam să fac nimic fără alcool. Mă trezeam și noaptea să beau un pic că tremuram. Zice, nu mă îmbătam foarte, mă mai amețeam, dar eram dependent și nu puteam să înțeleg biserica, Dumnezeu, pocăința, m-a eliberat Dumnezeu. Îmi zice, Tony, am fost exorcizat de un drag de alcoolism. Eram așa de fericit pentru el și vreau să citim. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Atenție! De multe ori îmi scria nevasta acestui frate în credință și îmi spunea, frate Tony, roagă-te pentru familia noastră că e în impas. Noi având o relație mai bună de familie, ne vizitam, aveam activități împreună, de multe ori îmi scria acestui. Și nu era un om violent, nu era un om, nu l-am văzut niciodată beat. Dar știți ceva? Când ai autoritate satanei prin alcool, zice, ale cui sunt, ziceți voi, neînțelegerile. Alcoolul poate să fie o cauză, pentru că îi dai autoritate satanei. Nu trebuie să te faci ca porcul. Nu! Dacă consumi și simți că mintea ta deja ți-o ia, că unii ajung rezistenți, tată. Unii beau 3 Valentines și n-au nimic, fresh. Da? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Boli, vedeți? Am cancer. A murit un unghi de-al meu. Nu-l vedeai beat. 60 și ceva de ani. Deci vă spun... și a eliminat ficatul prin partea dorsală. A fost ultimul lucru care l-a făcut pe pământul ăsta. Și a eliminat ficatul, i-a ieșit efectiv, s-a scurs ficatul din el. Nu se îmbăta, dar așa și începea ziua. Sfânta băutură. Avea petul de 2 litri în fiecare zi lângă el. Bea unul după altul, 3-4 peturi de alea pe zi și la 60 și ceva de ani și-a scos ficatul din el. Ai cui sunt ochii? Roșii. Ăștia vin și de la TikTok și de la Facebook. Ale celor ce întârzie, fiți atenți, întârzie, cine e deștept să priceapă, ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Da? Mai departe. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile. Opa, ce face doamna băutură? Ne dă ochi pentru altele. Tupeu, așa la băutură.
Știu din biserică oameni buni. Din biserică. Venea și pe aici. Venea și pe aici. Și știți ce a zis bărbatul ei? Venit din lume. Atenție ce vă spun. Și vă spun pentru că trebuie să auziți asta. Îmi spune, Tony, din biserică mi-am luat bețivă și curvă. Mi-a spus mie ca pastor. M-a durut inima. Fată de pocăiți. Din biserică mi-am luat bețivă și curvă. Pentru că la un pahar, stând de vorbă cu nu știu cine, a luat un pahar, încă unul, încă unul, a prins curaj. Ia pentru altul. Ăla a văzut, a profitat și au păcătuit. Pentru că băutura, de ce oameni buni nu-ți deschide, dacă ar fi bună? Nu ți-ar deschide spre lucrurile sfinte, dar vedeți spre ce deschide? Zice, ochii ți se vor uita după femeile altora, nu după femeia. E la plural, femeile. Sau după bărbații altora. Aveți grijă și doamnele, nu-i așa? Mai departe. A, și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. Adică în orice moment poți să faci o nenorocire. Am văzut copii morți. 18-19 ani de la alcool, de la băutură, au intrat în stâlp, zice, vei fi ca un om culcat pe catar. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, mai vreau vin. Ăsta e entertainment-ul prin, sau divertismentul prin lucrurile acestea stricate. Da? Alcool, droguri, țigări, mâncare, îmbuibarea prin mâncare. Exploatarea, trecem la punctul 2, exploatarea demonică a plăcerilor adrenalinice. Da? Și aici ce putem băga? Exploatarea demonică a plăcerilor adrenalinice. Adrenalină. Știți ce băgăm aici? Jocurile de noroc. Știți care e tragedia în România? Vei vedea două sau trei magazine, unul lângă altul, cel mai des. Și ăsta e un semn rău. Da, zi. Farmacie, casă de pariuri și bancă. Mă, cum se pun ele frumos, mă, ca trei surori? Una lângă altul. N-ați văzut asta? Cine a observat asta? Mă, la fiecare scară de bloc trebuie să fie o bancă, o farmacie și o casă de pariuri sportive. Și îl vezi pe unul care iese, ăsta e bonul ăla, știi? Cu meciul X la 1, la pătrat, nu le-am înțeles niciodată. Nici nu mi-am bătut cap. N, luate câte cap a Barcelona. Aoleu, te mai egala, mă, în minutul 34. Oameni vorbind singuri pe stradă. Intru cu unul în lift la mine, la bloc. Intru cu el în lift. Săracul prăpădit rău de tot, are vreo 40 de ani, nu e însurat. Oameni buni, om distrus de pariuri sportive. Ce mare brânză! Intru cu el în lift, citea un bon de unul singur. Băi, eu mă uitam așa la el. Bă, nu se poate înjura. Bă, nu se m-a scos ăsta, mi-a scos bilet. Uite mă și tu, na, bilet de 500 de lei. Mi l-a scos ăsta. Uite, ce? Zic, dar cine ți l-a scos? Eu am zis că casierul, că... Zic, dar cine ți-a scos biletul? Barcelona, mă, nu vezi, a bătut, a egalat. Zic, chiar îmi pare rău, domnule, ce să... Facem o rugăciune. Să nu te mai scoată? Bineînțeles că nu. Și până la 11, că e drum lung, până la 11, de la parter la 11, îmi zice, băi, Tony, fiți atent ce îmi zice el mie. N-am uitat în viața mea ce mi-a zis el mie în lift. Îmi zice, băi, Tony, nu dau mă ăștia de la guvern o lege să le scoată. Eu zic, ce mă? Pe echipele de fotbal? Nu mă, casele astea de pariuri sportive. Zic, nu dau mă ăștia o lege. Eu zic, bă, nu știu, ne rugăm? Ne rugăm? Da, hai să ne rugăm. Și fiți atenți, Timotei 6, 1 Timotei 6 de la 9 la 10. 1 Timotei 6 de la 9 la 10. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Oameni buni, știți care este tragedia? Sunt în biserici oameni dependenți de jocuri de noroc. Știți asta? Cine știe asta? Îmi scrie o femeie zilele astea și îmi zice, frate Tony, am trecut printr-un calvar. Și eu zic, ce calvar, soră?
N-am știut că soțul meu joacă la jocurile de noroc. A început cu pariuri sportive. Ne-am străduit ani întregi, ani de zile, să plătim datoriile pe care și le-a făcut în bănci și la cămătari pentru, știți ce? Jocuri de noroc. Ani de zile, frate Tony, am trecut printr-un calvar. Tot ce munceam, dădeam la bănci, își făcea credite. Oameni buni, să-ți faci un credit de 10.000 de euro, imaginează-ți. Îl plătești și cât plătești la un credit de 10.000? Taică-mi, eu am făcut un calcul, a plătit vreo 20.000 înapoi. Pentru un credit de 10.000. Luat la nunta mea, să aibă și băiatul lui să își facă nuntă. Și am mai luat un frigider, mi-am făcut eu nuntă, nu mai știu ce, mai mi-a dat și mie, am mai luat și un frigider, a plătit 10 ani de zile, nu-i așa, mamă? 10 ani de zile și a plătit înapoi vreo 20.000. Ăla a luat 10.000 sau mai mult ca să joace într-o seară. Și nevastă sa a plătit. Ani de zile, frate Tony. Sunt de la diavolul sau nu? Mâna sus cine crede că-s de la diavol. Exploatează satana lucrurile astea, vedeți? Adrenalină. Mamă, senzația aia când se învârte roata și cade bila și cade bila și ai câștig. Nimeni nu este câștigător, oameni buni. Nu există jocuri de noroc să ieși tu, să... Băi, îl vezi pe ăla, da. Mamă, ce casă are, mă. De unde, mă? De la jocuri de noroc, frate. Nu. Dacă vezi boschetari, oamenii ai străzilor, ăia, da. Au ajuns mulți dintre ei așa de la jocuri de noroc. Dar nu de la... că au câștigat. Exploatarea demonică a plăcerilor prin auz. Daniel 3, și aici trebuie să ne rugăm, haideți să vedem, Daniel 3 de la 4 la 6, satana vrea să exploateze auzul tău. Câți dintre voi simțiți o mare plăcere când ascultați muzică? Mâna sus. Depinde de care. Muzică, muzică bună, da? Ok? Știe satana asta, da sau nu? Și pune o travă, pune o travă în muzică și tineri de-ai noștri se duc ca, vedeți, Untold, Never See, Electric Castle și toate evenimentele astea. Numai la Never See, acum un an sau doi, s-au vândut droguri și multe alte combinații, de-au ajuns 495 de oameni și unul a murit, a fost găsit unul leșinat, caput, n-a mai rezistat, unul a murit și 495 de oameni au avut nevoie de asistență medicală, dintre care 5 au ajuns internați în stare destul de gravă, dar i-au salvat medicii. De la ce oameni buni? De la worship? Au căzut pe spate când a început fratele Tony să cânte Abba? Nu, zice un puștan, nu! Droguri, băutură, ați văzut filmulețul ăla de o tipă cu un pahar într-o mulțime, a fost dat și pe ProTV și pe toate posturile, e o tipă care învârte un pahar, așa, ea bea ceva, suc, habar n-am, alcool, nu știu bea, și cineva repede îi toarnă un plic, repede, o fracțiune așa a făcut, zvup, i-a turnat ca un plic de zahăr de la, zvup, și după aia tipa a continuat. Știi ce s-a întâmplat cu tipa aia? A fost vânată, cine știe cum, exploatată sexual și a doua zi s-a trezit sau a treia zi sau o săptămână, două, trei, s-a trezit cu o sarcină și n-a știut de unde. Sau cine știe ce dependență de droguri în viața ei. A murit în centru vechi o tânără de curând, acum câteva luni de zile, când erau deschise, de fapt înainte de pandemia asta, o tânără din cauza asta. Droguri vărsate în băutură. Ok, Daniel 3, da? Iar un crainic a strigat cu glas tare, iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat Nebucadnețar. Ce vedem aici, oameni buni? Idolatrie prin muzică. Cine o vede? O vedeți? Mâna sus dacă o vedeți. Idolatrie prin muzică. Vă pun o întrebare și dați-vă singur seama de asta. A renunțat satana la șiretlicul ăsta, da sau nu? Vă mai întreb o dată. Tineri dragi, a renunțat satana la șiretlicul ăsta de a pune închinare demonică în cea mai bună muzică care poate exista pe pământ, da sau nu? A renunțat? Oameni buni, n-o să renunțe niciodată. Ia uitați câte instrumente acolo. Zice, când veți auzi trâmbița, cavalul, chitara, alăuta, psaltirea, cimpoiul, am numărat câte?
Interesant, 6. Și zice, și alte, și tot felul de instrumente muzicale. Știți ce se întâmplă în muzică, oameni buni? Știți care este marele beneficiu și marea binecuvântare a muzicii? Voi ați observat că muzica ne deschide inima? Cine a observat asta? Bă, când asculți, bă, de nu ești trist, mă, tu plângi. Mă, dacă îți bag așa o doină de-aia, eu când ascult An de liceu, cu emoții la română, na, 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 plâng. Cine mai plânge pe An de liceu? Bă, plâng. Când vreau să plâng, îmi pun An de liceu. Zic, bă, am chef să plâng azi. Îmi pun în mașină An de liceu, dar trebuie să fiu singur. Mi-e rușin să plâng cu nevasta, cu copiii, nu, singur. Îmi pun în mașină, dau la maxim An de liceu, are și pedurile alea pe spate și se aude frumos și sunetul ăla clasic. Bă, plâng de mă răcoresc, îmi spăl ochii. Așa, asta e muzica. Imaginați-vă că vi se deschid porii emoționali și satana pune acolo, în acel moment, pofte nesăbuite, dorințe și chiar închinare demonică. Mă uitam la Antol și oameni buni, nu fiți naivi, nu fiți blegi, pentru că mulți din biserică pleacă la Antol, am fost bălăcărit. Oameni buni, ascultați-mă bine, este Daniel 3:5, Antol, Never See, Electric Castle, Anton 3, Daniel 3:5. Daniel 3:5, țineți minte, este cea mai bună descriere. Vezi afiș mare cu o moarte, cu unul, l-a zăzut pe ăla moarte, așa știi, și zice, the night of wolf spirit. Wolf Spirit. Am vorbit personal cu pastorul care s-a rugat pentru unii dintre patronii unui astfel de eveniment și îi spunea pastorului, vedeți, tot la biserică ajung. Tot la biserică să fie vindecat, să fie... Îmi spunea, domnul pastor, am ajuns la dumneavoastră că aveți putere, mi-am nenorocit viața. Cu adevărat, Wolf Spirit, dracul ăsta de distrugere a intrat. Ne vin tinerii acasă și nu știm de ce crește rata divorțului. Păi ai chemat Wolf Spirit. Ne vin tinerii acasă drogați, ne vin tinerii acasă beți, ne vin tinerii acasă cu tot felul de patim, cu tot felul de scârboșenii, cu tot felul de depresii, cu tot felul de stări. Ni se umplu spitalele cu oameni care suferă mental și nu știi de unde. Și de ce? Pentru că ne deschidem la toată destrăbălarea satanei și la toată închinarea satanei. Evenimentele astea au fost demonic numite, The Night of Wolf Spirit și The Night of Magic. Da? Magie. Și ne mirăm de ce. Tot felul de chipuri și alte nebunii. Ok, și trec la 4 și mă apropii de încheiere. Exploatarea demonică a plăcerilor prin văz. Eclesiastul 2, de la 10 la 11. Beni, poți să vii la pian, te rog frumos, că ne apropiem de încheiere. Eclesiastul 2, de la 10 la 11. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Ai fost genul? Mâna sus dacă ai fost genul. Uite, Petre a ridicat mâna, recunoscut. Denis, la fel. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Mai departe. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Să te apuci așa depresia și starea de tristețe și de scârbă după ce te-ai uitat la filme erotice. Te apucă așa o stare de greață, de... Mulți îmi scriu, mai ales tineri, și îmi zic, frate Toni, roagă-te pentru mine. Am căzut iar. Mi-e scârbă de mine, mi-e silă de mine, l-am dezamăgit iar pe Dumnezeu. Frate Toni, roagă-te pentru mine! Mi-am lăsat ochii! Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre ochi? Eclesiastul 1:8. Fii atent ce spune aici Eclesiastul 1:8. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură de privit și urechea nu obosește auzind. Ochiul, cât îi pui rău în față, atâta vrea. Și mai mult, de fapt, mai mult și mai mult. Și ce aș vrea să punem înaintea ochilor noștri? Slava lui Dumnezeu. Aș vrea să punem înaintea ochilor noștri cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să punem înaintea urechilor noastre,
Scriptura. Știi că există Biblia audio? Cine știe asta? Lasă orice radio deoparte, închide-l, lasă prostiile și mizeria lumii acestea. Am ascultat odată radio un drum mai lung și am rămas uimit de faptul că trei dintre multele piese pe care le-am ascultat la radio vorbeau despre demoni. Una dintre ele spunea, I've got demons in my mind. I've got demons in my mind. Și ascultăm de multe ori piese gen Take Me to Church, ceva de genul, care sunt blasfemii demonice. Piesa asta, Take Me to the Church, ceva de genul, du-mă la biserică, este o blasfemie față de biserică. Ascultăm Ariana Grande și nu știm că în una dintre piese, în cina cea de taină, erau două femei, una pe post de Iisus, care o săruta pe cealaltă. Ascultăm muzică și nu știm că Michael Bublé de curând și-a tratat un copil de cancer, 6 ani, leucemie, și s-a retras din muzică pentru asta. Și nu știm că Michael Bublé cântă atât de frumos, dar în unul dintre videoclipurile lui pe un tort apar doi bărbați. Și noi zicem, wow, wow. Nu știm că Lady Gaga este o satanistă care a făcut pact cu diavolul pentru succesul ei. Și nu știm că își închină piesele satanei și nu știm că mulți fac ritualuri satanice și invocă pe Lucifer, marele artist, marele arhanghel, compozitor, invocă spiritul lui ca să le dea piese și versuri. Ne mirăm de ce sună atât de bine muzica lor, insuflată demonic. Și nu știm că alți artiști și-au vândut sufletele pentru succes, faimă și bani și că ajung pe scene unde oamenii leșină înaintea lor pentru că satana le-a dat puterea asta. Zice satana lui Iisus, fiți atenți, satana-i voia simțurile lui Iisus și zice satana lui Iisus așa, închină-te mie și îți voi da tot pământul. Am o întrebare pentru voi, voi credeți că a renunțat satana la strategia asta? Nu. Vine satana și îți spune, închină-te mie și îți voi da bani, faimă, plăcere. Și ce vrea de fapt satana de la tine? Să-ți pierzi timp. Satana vrea să-ți pierzi timp. În ultima vreme, vreau să spun ceva profetic, dragă biserică, și ascultă-mă bine ce zic, e ceva profetic. În ultima vreme, pentru că satana știind că-i sună ceasul, pentru că satana știe că vremea sfârșitului se apropie, satana știe că ceasul ticăie, satana știe că lumea se apropie de final, satana știe că vine marea încleștare între lumină și întuneric, între biserica lui Hristos și armata diavolului. Satana știe că va fi mare război în văzduh, când îngerii lui Dumnezeu vor coborâ din cerul al treilea și se vor război și vor distruge cuibul demonic din cerul al doilea. Și zice că atunci va cădea săteana satana, cu mare mânie va cădea pe pământ. Satana știe că ceasul ticăie. Și fii atent ce strategie are. Are o mare strategie care dă roade. Să-ți fure timpul. Să-ți fure timpul. Gândiți-vă numai la ce s-a întâmplat în ultimul deceniu, zic. Atenție ce vă spun. În ultimul deceniu, hai să ne gândim la ultimii 20 de ani. Hai să ne gândim la apariția Facebook-ului cu un tip. Gândiți-vă la ciudățenia acestui Facebook pe care îl folosim și noi, la ciudățenia TikTok-ului, la ciudățenia Instagram-ului pe care noi, da, l-am revendicat ca biserică și îl folosim ok, dar uitați-vă în America, uitați-vă la YouTube, uitați-vă că aceste trusturi incredibil de mari slujesc întunericul. De ce sunt blocat eu când vorbesc despre familia curată? De ce este blocat oricine care ține standardele lui Hristos și nu ale comunității Dumnezeului veacului acestuia? Omule, vreau să zic ceva. Satana are o strategie să-ți fure timpul. Știi că din 1960
au apărut jocurile video profesioniste. Au apărut jocurile video imediat după războiul, al doilea război mondial, imediat după 1940 și ceva. În 1960 deja avem primele jocuri performante. Astăzi avem o industrie a jocurilor video de 110 miliarde. 110 miliarde. Când se împrumută România 4 miliarde de la Uniunea Europeană, parcă s-a împrumutat de toți banii din lume. Gândește-te că industria video cântărește 110 miliarde de dolari pe întregul mapamond. Oameni robiți. Nu zic că tot ce te joci acolo, dar sunt oameni robiți care doar asta știu să fac. Doar asta știu să fac. Satana le fură timpul. Vrea să stai 7 ore pe Facebook, 7 ore pe Instagram, 3 ore pe TikTok și să râzi la toate prostiile. Vrea să stai, în loc să stai în părtășie cu Hristos, stai tot timpul, stai o oră, două pe Facebook în fiecare seară și pe Instagram, mai intri o oră să vezi ultimul serial care a apărut, mai intri o oră să te joci pe PS4 și vreau să te întreb când te rogi și când citești din Biblie, când meditezi la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Satane este frică de oameni care se roagă. Satana este frică de biserica aceea care se pregătește. Satana vrea o biserică slabă. Satana vrea oameni slabi pe care să-i cucerească imediat, pe care să-i trântească cu vici imediat la pământ. Satana vrea care, oameni care să nu se roage, care să nu se umple de puterea Duhului, care ne adună un de lemn în vas. Asta vrea Satana. Ce ulei îți dă ție Facebook-ul, Instagram-ul, YouTube-ul? Ce ulei îți dă ție jocurile? Ce ulei îți dau ție jocurile pe calculator? Postează un verset și ieși, postează un articol și ieși. Dacă n-ai nimic de făcut, ieși și stai în Scriptură, pentru că se apropie războiul. Îți spun în numele lui Dumnezeu, se apropie războiul. Uită-te la familii cum se destramă, uită-te la biserici cum se destramă, uită-te la creștini cum cade la credință, uită-te la creștini cum sunt plini de vicii, uită-te la creștini cum fumează cu nonșalanță, cum beau cu nonșalanță, cum curvesc cu nonșalanță. Vreau să ne ridicăm în picioare și vreau să ne rugăm. Vreau să ne rugăm și să spunem: Doamne, pregătește-ți biserica, pentru că Satana, prin pierderea timpului, vrea să fim niște oameni proști care se cred înțelepți, niște oameni care n-adună nimic, oameni care n-adună înțelepciune, oameni care n-adună Scriptură, oameni care n-adună viziuni din partea Duhului Sfânt. Satana vrea oameni goi și care se cred înțelepți. Uite de cât de goi sunt oamenii care investesc tot timpul în Facebook, în Instagram, în PS4 și în toate desfătările lumii acestea. Uite de cât de goi sunt și cu toate astea se cred înțelepți. Și fiți atenți, de-aia nu pricep oameni buni, de-aia nu găsim în biserică oameni care să mai priceapă lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că dacă te uiți în viețile lor, îți spun și îți garantez că omul care stă în fiecare seară un ceas în rugăciune, ăla-i plin de Duhul lui Dumnezeu, indiferent că e baptist, creștin după Evanghelie, pentecostal sau ce mai fie el. Pune-te un ceas în rugăciune în fiecare seară și vei vedea ce se întâmplă cu viața ta. Pune-te un ceas în fiecare seară să veghezi în Scriptură, să aduni Scriptură, să memorezi versete și vei vedea ce se întâmplă cu viața ta. Tu înțelegi că Satana te bombardează cu cele mai plăcute moduri de a-ți pierde timpul. Profetul Ieremia striga acum aproape 3000 de ani și striga și spunea: ați umblat după nimicuri și ați ajuns de nimic. Ați umblat după nimicuri și ați ajuns de nimic, ați ajuns. Pentru că ne norocim viețile cu momeala Satanei. De ce a apărut Facebook-ul, Instagram-ul, YouTube-ul? În mare parte, spun eu, scopul e să-ți pierzi timpul. Dar un om înțelept le va folosi cum trebuie. Și timpul lui va fi pentru Hristos. Fă un jurământ înaintea lui Dumnezeu în această dimineață și spune: Doamne, vreau să mă ajuți să câștig timpul, nu să-l pierd. Vreau să mă ajut să investesc ca ostaș al Tău, pentru că ești un ostaș și trebuie să te antrenezi în treburile cerești. Pentru că tu trebuie să aduni Scriptură, pentru că zice Psalmul 119: strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.
Omule, dacă este în tine vlagă de păcat, dacă este în tine poftă păcătoasă, este pentru că n-ai adunat destul cuvânt. Dacă mai este în tine gând rău, este pentru că n-ai stat în rugăciune ca cerul să-ți purifice mintea. Stăm în depravarea lumii acestea, râdem la glumele lor, pierdem zeci de ore săptămânal în divertismentul lumii acestea, când Hristos vrea să-ți umple viața de putere. Satana mai vrea oameni mințiți care cred că dețin adevărul. Când noi ne pierdem timpul, suntem niște mințiți, niște înșelați, niște manipulați și ne credem în adevăr. Când o săptămână întreagă eu îmi dedic timpul jocurilor, Facebook-ului, Instagram-ului, YouTube-ului și mă uit la toate mizerile și prostiile și stau o oră, două ore, trei ore pe seară în mizerile lumii, în nimicurile lumii acestea, dar eu nu m-am rugat 5 minute, de fapt m-am pus pe genunchi și m-am ridicat când bâzie telefonul. Atunci diavolul a câștigat. Sunt manipulat. Mă cred în adevăr, deși Iisus n-are ce să facă cu mine. Omule, vreau să-ți zic un lucru. Și 10 au rămas 5 fecioare în afara ușii, în afara anunții mirelui. Nu că nu erau din biserică, nu că nu erau pocăite, nu că nu erau creștine, nu că n-aveau Biblie în case, nu că n-au fost la biserică, ci că n-au adunat un de lemn. N-au adunat un de lemn în vase și trăiau o minciună, erau manipulate de Satana. Credeau că le ajunge focul ăla puțin. Nu ți ajunge, nu ți ajunge cât ai. Înțelege, creștinule, cât ai acum, nu ți ajunge. Cât am acum, nu mi-ajunge. Trebuie mai mult din Duhul lui Dumnezeu, pentru că vine vremea sfârșitului, când dracii vor fi aruncați pe pământ, când dragi de curvie ne vor vâna în somnurile noastre, ne vom trezi ispitiți cu tot felul de ispite, cu tot felul de tentații, ne vom trezi înconjurați de ispite și atunci trebuie să avem o putere dumnezeiască, pentru că nimeni nu va putea să stea împotriva dracilor prin propria forță, nimeni nu va putea să stea în războiul ăsta spiritual prin propria forță, ci are nevoie de forța Duhului, are nevoie de focul Duhului, are nevoie de un de lemn să aprindă focul ca Satana să fugă. Se va înteți lupta, va fi un război de anduranță, va fi un război lung, poate ai 20 de ani, ai 30 de ani, poate ai 19 ani, va fi un război lung de 60-70 de ani cât va mai da Dumnezeu și tu trebuie să rămâi până în ultimul ceas cu ultima suflare să-L slujești pe Dumnezeu. Dar îți trebuie un de lemn, îți trebuie un de lemn. Îmi spune cineva, frate Tony, unchii mei cu care am crescut, trebuiau să sărbătorească nunta de aur, 50 de ani. Am crescut în casa lor și am primit o veste care îmi sfâșie inima. Creștini fiind, sunt în divorț. Pentru că unchiul meu pocăit bea. Și și-a distrus căsnicia. Fiecare seară bea și mătușa nu-l mai suportă și o ură demonică între ei. Și în loc să sărbătorească ca și creștini, oameni, atenție ce vă spun, oameni care merg la biserică, oameni buni, îmi spune fata asta, roagă-te pentru unchii mei, pentru unchiul și mătușa, să nu divorțeze. Ce folos? Au mers 50 de ani la biserică. Ce folos? Că sfârșesc așa. Ce folos? Înțelegi că-ți trebuie ulei? Înțelegi că-ți trebuie ulei? Înțelegi că Satana vânează prin divertismentul lumii acestea uleiul tău? Îți dai seama cât de parșiv este Satana? Pentru că Satana se bucură și bate din palme și zice: nici azi n-a adunat, Tony, nici azi n-a adunat, e slab! Crede că predică cu putere, crede că se roagă cu putere, dar e slab! Ce rugăciune e aia pe care o faci după două ore de stat în Facebook? 5 minute, nici 5 minute nu te rogi, îți fură mintea. Satana încă de pe genunchi de acolo. Vreau să ne plecăm pe genunchi. Vă rog, numele lui Iisus. Și vreau să înțelegem, vreau să înțelegem că trebuie să ne dedicăm. Îți așteaptă o săptămână, două, trei, un an, cinci, zece și cât o vrea Dumnezeu să ai.
Te așteaptă în fiecare zi un timp pe care Duhul lui Dumnezeu vrea să-L petreci cu El. Să livrezi marfă și să te rogi, să coși și să te rogi, să faci mâncare și să te rogi, și când se întâlnește cel rău cu tine, să cadă în leșin, pentru că ai adunat putere, pentru că ești un om plin de Duhul lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm și vreau să cerem, înflăcărați pasiune pentru cer, pasiune pentru un delem, dăm pasiune pentru...